Echipa de fotbal ACS Mediaș joacă la sfârșitul acestei săptămâni prima sa partidă oficială în Liga 3-a. Grupara din Mediaș va întâlni CSM Unirea Alba Iulia, meci contând pentru etapa 1 a noului sezon competițional. Partida se va desfășura sâmbătă, 26 august, de la ora 18, pe stadionul Gazmetan. Conducerea clubului medieșan va face un efort financiar pentru a juca această partidă pe stadionul Gazmetan, în condițiile în care, deocamdată, nici terenul 8 mai, nici cel de la Dumbrăveni nu au fost omologate de Federația Română de Fotbal. Prima etapă a Ligii a treia se va disputa pe stadionul Gazmetan. Am ales să închiriem stadionul orașului, întrucât omologarea terenurilor 8 mai și Dumbrăveni va avea loc în perioada următoare de către o comisie a Federației Române de Fotbal, iar singura variantă a fost închirierea stadionului Gazmetan. Primul meci din campionat va avea loc în această sâmbătă, începând cu ora 18. Minorii vor avea acces gratuit, iar programul caselor de bilete se va anunța în zilele următoare, au transmis reprezentanții ACS Mediaș prin intermediul paginii oficiale. We'll be right back.